În urma alegerilor desfășurate la începutul lunii decembrie pentru alegerea conducerii Colegiului Medicilor Dentiști, filiala Iași, funcția de președinte va fi ocupată în continuare de profesor universitar dr. Norina Forna, decan al Facultății de Medicină Dentară de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. Aceasta deține șefia Colegiului din anul 2003. Noul birou executiv al Colegiului va fi format din vicepreședinții profesor universitar dr. Ioan Dănilă și profesor universitar dr. Silvia Mârțu, secretar dr. Dorina Alexandru Păruș și conferențiar universitar dr. Constantin Mihai, pe poziția de trezorier, la fel ca în mandatul anterior. În acest nou mandat, membrii noului FOR doresc să contribuie la modernizarea sistemului de sănătate, la informarea medicilor din teren și să găsească soluții pentru educarea medicală profilactică.